Dragi prieteni, perechea regală a României, regele Ferdinand și regina Maria, a cunoscut în primul război mondial multe momente de cumpănă. Moartea unui copil de-al lor în toamna anului 1916, apoi refugiul la Iași, apoi incertitudinea frontului și așa mai departe. Dar toate acestea au fost răzbunate prin încoronarea perechii regale la Alba Iulia în octombrie 1922. Încoronarea celor doi la Alba Iulia în toamna anului 1922 ca rege și regina ai României Mari a fost un act politic ce simboliza intrarea țării într-un nou capitol al istoriei. România mică a regelui Carol I devenise România reîntregită a regelui Ferdinand, iar mesajul era acela că sacrificiile țării și sutele de mii de morți și răniți din război nu fuseseră în zadar. Ideea organizării unei încoronări regale apăruse imediat după sfârșitul războiului, dar se așteptase finalul conferinței de pace de la Paris. Ziua fixată a fost duminică 15 octombrie 1922. Locul ales a fost Alba Iulia, capitala simbolică a Unirii, de la Mihai Viteazul și până la Marea Adunare din 1 decembrie 1918. Anterior fusese organizată o comisie a încoronării, cu personalități precum muzicianul George Enescu sau inginerul Angel Salini. Special pentru încoronare, începând cu primăvara anului 1921, la Alba Iulia se construise o catedrală ortodoxă și astăzi numită Catedrala Reîntregirii. Permiteți-mi să vă dau câteva detalii care nu se văd în puținele imagini ce ne-au rămas din ziua încoronării. Așadar, regele Ferdinand și regina Maria au venit cu trenul de la București în dimineața zilei de 15 octombrie 1922. În gara din Alba Iulia, ei au fost așteptați de premierul Ionel Brătianu și de autoritățile orașului. Regina Maria purta o rochie auriu ruginie, iar deasupra avea o mantie de catifea roșie. De la gară, familia regală a mers spre catedrală într-o trăsură închisă cu patru cai. În spatele lor se afla un altă trăsură, moștenitorul tronului Carol și soția acestuia Elena, adică părinții viitorului rege Mihai. După slujba religioasă din catedrală, regele, regina și însoțitorii au ieșit spre podiumul cu baldachin ce fusese ridicat în piața catedralei. Ferdinand a primit de la președintele Senatului și și-a pus singur pe frunte nobila coroană de oțel pe care o purtase și regele Carol I. Apoi, Ferdinand a luat noua coroană de aur pregătită pentru soția sa și a pus-o pe capul reginei Maria, sărutând-o pe frunte. În acel moment, miile de oameni aflați în fața catedralei au izbucnit în ovații, iar fanfara a intonat imnul regal. Apoi regele și regina României reîntregite au urcat la un balcon din apropiere de unde au salutat oamenii. Seara s-a terminat cu un dineu oficial cu 400 de invitați, după care a urmat o paradă de retragere cu torțe la care au participat 50.000 de soldați. După amarul anilor de război, duminica de 15 octombrie 1922 a fost una dintre cele mai fericite zile din istoria noastră. Dar morala acestui episod este că nicio fericire nu este unanimă, pentru că acolo, în chiar vecinătatea cuplului regal, se afla o persoană care nu s-a bucurat deloc. Cine era acea persoană și ce anume o supăra, vom vedea în alt episod al serialului nostru. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.